No, servus, stop. Nu știu dacă am zis corect cu accent, am încercat să vă salut în limba maghiară. Suntem în județul Covasna, la castelul Calnoki, din Micloșoara. L-am văzut acum vreo 10 ani, era în ruină acest castel. Intenționat am ținut să venim astăzi aici, pentru că el a fost refăcut cu fonduri norvegiene, după ce urmașul acestei familii de conți, actualul conte Tibor Calnoki, s-a întors în România. El a fost, sau familia aceasta a stat în exil 50 de ani, în timpul perioadei comuniste. În anii 90 acesta s-a întors, a studiat în Germania și s-a născut în Germania, dar a venit acolo unde își avea originile familia Calnoki. Acest castel este construit în secolul 16, este foarte fain amenajat în interior, în stilul epocii. Prezintă tot felul de aspecte din viața transilvaneană a conților Calnoki. El a fost folosit cu aproximație până la 1900 și ceva de familia Calnoki. În timpul guvernului Octavian Goga, în 1939, a fost cumpărat de către ministrul de finanțe de atunci, iar în 1970 acest castel a fost naționalizat. Din 2017 se poate vizita, restaurarea a costat foarte mult, fondurile au provenit de la guvernul Norvegiei. Există o legendă care spune cum a apărut primul Calnoki pe acest loc. Legenda spune că pe la 1200 și ceva, regele Ungarii plăcea să vâneze lângă Olt, aici în Transilvania. Într-una din zile, aflându-se la vânătoare, nu a reușit să-și nimerească cu săgeata ursul din fața lui. Ursul nervos venea spre el să-l scușie. Atunci, omul lui de încredere, Calnoki, care îl însoțea pe sute locul, a venit și a reușit să îl nimerească pe urs cu săgeata, să-l țintească, l-a pus la pământ pe urs, contele a scăpat cu viață, drept răsplată i-a dat acestui Calnoki moșia ce se vede astăzi aici și l-a făcut conte. Cei din muzeu ne spun că de fapt istoria familiei ar începe undeva în secolul 16, cunosc și ei legenda aceasta, dar nu o propagă mai departe, neștiind cu siguranță dacă este adevărată. Intrarea costă 20 de lei, este tare frumos înăuntru, partea de jos subsolul este superb, culmea, chiar subsolul nu face parte din muzeu, dar este de așa natură amenajat încât este cea mai faină parte a acestei case. V-am spus, costă 20 de lei intrarea, se face din oră în oră intrarea în conac cu ghid. O să pun și în comentarii câteva poze din interior.